Salutare, oameni buni! Numele meu este Viroza și astăzi am revenit cu un nou episod din Minecraft. Și, cum am spus, urmează să vă arăt ceva, ceea ce am făcut, mă rog. Am început să fac niște camere subterane, aici portalul către Nether, un enchanting table, n-am avut mai multe rafturi pentru cărți, o să fac în continuare mai multe. Astăzi o să avem, bineînțeles, o aventură în Nether. Și până atunci eu cred că o să mai construiesc încolo, până data viitoare, încă o cameră, o să o retușez evident, pe asta nu o să o las așa cu gravel, cobblestone, coal, iron, etc. Dar deocamdată a fost făcută chiar acum recent, am făcut-o pentru că vreau să-mi extind casa și n-am vrut în exterior, o să fac și în exterior unele modificări. Nu mă întrebați de ce am 2 level, că am mai murit încă o dată, da. Am rămas cu 15 diamante de la 26, am mai făcut rost de o grămadă de iron și o sabie de diamond am luat. O pun aici, așa. Asta o las aici. Nu mai am nimic în ele. Vacile, să vă arăt, s-au cam înmulțit destul de mult. Ferma prosperă, e foarte ok, mie îmi place, iau destul, iau cam, dacă se face toată, cam aproape 2 stacuri. Uitați câte vaci avem, uite-l pe la mie. Eu aici frumos, nici nu știe el de viață. Așa, cam asta. Bă, nu, bă, si, acolo e turma ta, nu eu. Vrea să mă fută, vedeți? Cam asta e toată ferma. Am pus acolo 300 de zahăr. Am dat foc la toți copacii de aici care erau. Deci era un mănunchi imens, era cam așa. Deci plin, am pus un flint and steel pack și au fost gata de ei. Și am făcut o prostie pentru că acum imediat nu mai am, da? Genius. Se pare că o să iau când vin din Nether chestiile astea. Dați o secundă să-mi pun numai telefonul pe silențios să nu mă deranjeze absolut nimeni. Așa. Și deocamdată cea cu covorul, știți că am avut un covor roșu aici și niște fence gate-uri de desubt. Am crezut că, mi-a spus un prieten că dacă trece un zombie sau un creeper sau un skeleton peste ea, o să cadă înăuntru, dar nu a fost așa și a fost un mare eșec. Bun. Cred că suntem gata, avem tot ce ne trebuie pentru Nether. Pâine avem. O, da, stați un pic. Am pus pe peaceful ca să nu am probleme cu mâncarea. Deși am foarte puțină, să vă arăt de ce am pus pe peaceful, să nu credeți că eu joc numai pe peaceful. Dacă cobor în mină, pierd vreo 2 minute din asta, să vă arăt, uitați, deja am. Deja mi-a scăzut o jumătate de pulpiță din aia. Să vă arăt. Nu am de gând să fug așa toată mina, deci o să trească să apăs pe ei să prind viteză. Și o să vă arăt cam cât este de lungă și uitați cum îmi scade mâncarea. Și până ajungeam dincolo și uitați, îmi scade. Deja nu mai pot, deja trebuie să mănânc. Trebuie să consum mâncarea iurea. Ok. Vă mai arăt foarte puțin din ea că e extrem de lungă și consum toată mâncarea. Deci trebuie să fac în orice caz așa și scade o grămadă. Uitați aici. E extrem de lungă. Nu înțeleg de ce nu mai scade mâncarea. Acum iar începe să scadă. Uitați ce mult scade. Și încă mai continuă. Aici de o să fie două bifurcații în stânga și în dreapta, mai în față, iar nu am mâncare. Ok, o să fie două bifurcații mai în față, una în stânga și una în dreapta și nu am de gând să mă duc până acolo pentru că e extrem de mult de mers și ați observat și voi cât de multă mâncare trebuie să consum. Și de aceea am pus pe peaceful. Ca să nu am probleme cu mâncarea, deoarece îi pun și acum că nu mai am chef să consum toată pâinea până ajung afară din mină. Nu am de gând să tot mănânc și să mănânc și să mănânc și să mănânc. Stric mâncarea degeaba. Așa.
Bun, ajungem acum sus și direct mergem în Nether să luăm niște glowstone și etc. Să vedem ce e pe acolo. Și să terminăm după aia, până în episodul următor, să terminăm să fac frumos camera aceea subterană. Aici am murit când am venit după obsidian pentru portal. Am uitat că este gaur acolo și am tot să pac și m-am tot dus. Și am murit. Genius, știu. Să mergem pentru astea alte, ce treburile noastre care le avem de făcut. Mina e foarte adâncă, să-mi bag picioarele. Foarte adâncă, adică foarte adâncă, nivelul 12, foarte lungă. Canalul ăla cel puțin e enorm și te plictisești. Aici o să, până data viitoare, o să explorez aici. Știți că am închis în primul episod pentru că erau o grămadă de zombie și scheletoni și creeperi. În primul episod sau al doilea, nu mi-aduc aminte sigur. Bun, dar să nu mai irosim timpul degeaba. Încă vreo 10 minute să mergem, sau 8 minute să mergem să explorăm aici. Bun, n-am uitat nimic, avem 15 pâini. Option normal done. Bun, și să mergem. Nu am intrat deloc în el, este prima oară în premieră când intru, mă duc în Nether cu voi acum. Hai deodată. Bun. Wow. Am avut un pic de lag. Deja, glowstone, merg după el. Wow, dar ce-i cu lagul ăsta? Deci am așa mare lag aici. Gata, cred că s-a terminat. Mai am un pic din ăsta. Așa, stați că urc frumos până sus aici. Wow. Hai, trebuie să o luăm pe toată, dar nu cred că are rost să folosim asta, dar eram genius și foloseam ăla. Ce tare să aude. Bun. Nu mai am nevoie de alea. Uită, piglets. Bun. Uitați deja, quartz. What the fuck, s-a auzit așa. Can I... Hei. Tu faci așa? Nu înțeleg. Wow. Îți faci pielea de găină la sunetul ăsta, what the fuck, ce urât s-aude. Chiar nu pot să înțeleg ce naiba se aude așa. Să luăm niște quartz. Deci cred că asta o să fie titlul episodului. Sunete oribile. Chiar nu înțeleg ce se aude așa. Păi auziți așa câte un somn, wow. E oribil. Doamne feri, ce urât s-aude. Bun. Așa. Dar da, chiar urât fac. Ce dracu s-aude? Omor toți pigleții ăștia. Dacă încă s-aude, tai gâtul. Ce naiba. Nu s-ar putea încheia odată sunetul ăsta, chiar mă demoralizează complet. E oribil. What the fuck? Să-mi spuneți dacă mai doriți serii din alte jocuri. Acum o să termin cât de curând Bulletstorm. Sper să îl încadrez între 20 de episoade. Am ajuns la episodul 4, mâine o să fie episodul 5. O să mai fac și din Hearthstone, deoarece e destul de fun pentru mine. Îmi place Hearthstone, deci nu pot să zic că nu o să mai fac. Vreau să fac o serie după aia, hai, sparge-te, așa, cu niște pachete, o să deschid niște pachete. Vreo 20 cu voi și cum spuneam, la 150 de subscriber o să fac giveaway cu
un PaySafe card sau depinde ce doriți. Dacă îmi cumpăr niște căști noi până atunci, o să-mi dau căștile mele, căștile mele Siberia V2, SteelSeries, Siberia V2, o să le pun la licitație, sunt cam, le-am cam de 3-4 luni maxim, deci merg super ok. O să dau la giveaway căștile, dacă îmi cumpăr până atunci, vreau să-mi iau un SteelSeries Frozen sau un Rockart 5.1. Tot aceeași chestie. Îmi place mai mult Rockart deoarece are mult mai drăguț bas și mult mai surprinzător decât Frozen, dar și Frozen îți oferă o experiență foarte plăcută și super, super tare. Nu ai cum să o refuzi. Dacă ți se dă pe gratis un Siberia V2 cum am eu, chiar merită. Și vreau să asta, îmi cumpăr, să iau, fac acum niște bani, să îmi cumpăr o nouă, un nou set de componente pentru calculator. Nu mă încântă ce, nu mă încântă foarte tare ce am acum pe el. Este ok ce am acum pe el, dar nu, cum spuneam, nu mă atrage așa mult. Vreau să ajung undeva la un 770 de 2 giga, un 4770 ca i7 și la un Z87 de, nu știu, și ceva, nu știu, dacă mai îmi iau RAM, nu e nevoie, nu cred că o să am nevoie. Mă mai duc după niște quartz, vocile astea sunt chiar teribile, nu s-ar putea opri odată din plânsul lor. Cred că ai amici, fac așa. Faci foarte mult level din quartz. Extrem de mult level, uitați. E insane levelul din quartz. Cred că faci cel mai repede ever. Bun. What the fuck, deci mă stresează vocile alea. Nu poți să îi spui la copilul tău să tacă în pana aia. Plânge aici de 1000 de ani. Mă duc și eu mor cu toți. Bă! Dar de unde vă, cine vă da la voie? Când așa-mi... Bă! Superb. Respawn! Am aici niște chestii de când am murit data trecută, le-am recuperat, mă duc repede înapoi să le recuperez. Nu mă mai pun niciodată cu copiii pigleților, fuck yeah. Hai. Hai. Băi, ce periculos scopii aia de piglets. Bă, de ce mă atacă ăsta? What the fuck? What the fuck? Mă atacă toți pigleții. Ce-am făcut? Uite. Recuperez tă 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 tă. Fugi de pigleți, iar mă atacă. Ești acasă. Bă! Marș! Escape! Option! Peaceful, done! Fuck! This shit! A fost necesar, scuzați că am pus pe peaceful, dar iar mă omorau țiganii ăștia. Cei mai nesimțiți oameni ever? Unde mi-i pâinea? Nu mai dau un piglet cât trăiesc. Normal. Haideți, unde sunteți? Nu mai fă... Băi, eu îți sparg iară copiii dacă continuă să fac așa. Mai vrei să mă lovești, da? Mai vrei? Oh, ce bine. Nu le mai lovesc copiii că trăiesc. Lol. Ce să iau repede încă niște cărți. Deci a fost o experiență foarte, foarte neplăcută. Una dintre cele mai neplăcute.
Uitați iară, sunt apoi la level 10 imediat. Cred că fac level 10 și știți ce fac. Mă duc și dau la incent un târnăcop. Ah, fac. Nu pot. Adică pot să le spar că tot iau experiență. Bun. Nu mai fă așa, te implor. Ha. Păi, l-au zis. Pardon. Așa. Hai, spargi-te odată, ce ți-e așa mult să te spargi. Bun, am level 10. Bun, level 12. Haideți totuși, fac 15 și după aia chiar mă duc și tot acolo o să închei și episodul. Cred că din asta de aici pot să fac 15. Bun. Hai. 13. 14. 13 încă. 14. 14. Cât ne iese din asta și ăla, mergem și gata. 15. 16. Bun. Hai. Deci, acum au încetat vocile alea, nu? Da, nu-mi spune că iar m-am pierdut. Te rog, spune-mi că nu m-am pierdut. Da, acum urlă altcineva. Fine. Mersi. Fac. Te rog, spune-mi că nu m-am pierdut. Te rog, spune-mi că nu m-am pierdut. Undeva încolo trebuie să mă duc. De obicei, sunt neglijent și nu mă uit pe unde m-am dus și pe unde trebuie să mă duc. Pentru că... Da! Am ajuns. Ba, bine că am recunoscut zona. O să trească să pun niște semne pe aici. Aici știu că trebuie să mă duc numai în față și cred că e de ajuns. Uf, ce enervant a fost nivelul ăsta. Adică nivelul episodul ăsta. Am ajuns unde trebuia. Bun. Du-mă acasă! Hai! Opa. Wow. Wow. Opa. Bun, mă duc să fac un pickaxe din diamond și îl punem acolo să vedem ce ne iese. Așa. 1 2 3. Astea le lăsăm aici, pac 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 pac. Bun. Unde-s? Nu îmi spune, te rog, că nu am. Uite aici, pac. Așa. Pac, pac. Pickaxe de diamond. Bun, să mergem. Așa. Și mulțumesc din nou să vă spun, aici încheiem episodul. Eu sunt Viroza, mulțumesc frumos din nou că ați fost alături de mine și că am... urmărit împreună acest episod și adică l-ați urmărit alături de mine, pentru că și eu o să urmez să îl urmăresc, să îl vizionez. Cred că luăm pe ăsta de 11. Bun, să vedem ce-o picat. Eficiență 2 este chiar ok deocamdată. Deci până data viitoare tot o să fie retușat. Eu sunt Viroza, mulțumesc că v-ați uitat la mine și de data asta. Lăsați un like, lăsați un like. Apăsați butonul de subscribe, dați un share pe rețelele de socializare, lăsați un coment, vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare sunt din nou Viroza și voi fi mereu Viroza. Pa!